Debutul nu a fost așa cum ne așteptam și cum ni l-am dorit. Ce s-a întâmplat astăzi? Bună seara, Alex. Este adevărat, ne doream să câștigăm, dacă nu, măcar să nu pierdem. Dar de la început vreau să-mi felicit echipa pentru felul cum a luptat astăzi. Din punctul meu de vedere, cred că rezultatul nu este echitabil, pentru că cel puțin de priza a doua am controlat-o în totalitate. Și din păcate am primit un gol într-o degajare pe spate la fundaș și central. Au pierdut duelurile în careu și la singurul șut pe poartă din repriza a doua am primit și gol. Asta este fotbalul, știam că întâlnim cea mai bună echipă din serie. Până la urmă trebuie să acceptăm rezultatul, chiar dacă nu este cel corect și cel așteptat de noi. Ne rămâne decât să mergem mai departe și să încercăm să recuperăm punctele meciului următor. De luni începe o altă muncă, o muncă dusă cu gândul la meciul cu Jarmata. Vă revanșați acolo? Așa este, la fotbal ai șansa ca în săptămâna următoare să repar ce n-a ieșit bine. Ne așteaptă un meci foarte greu, avem un program de început destul de greu. E clar că mergem să încercăm să scoatem maximul din acel joc, cum de fapt încercăm în fiecare joc. Sperăm să avem mai multe șanse și să înscriem și noi la ocaziile pe care ni le creăm de-a lungul jocului. Progo, din păcate, n-a fost să fie astăzi ziua noastră. O înfrângere după un meci de luptă. Ai reușit să egalezi, dar iată, ei au punctat din nou și au plecat toate punctele. Într-adevăr, Alex, un meci foarte greu, un meci de luptă, pot să zic. Rezultatul, din păcate, unul care de la Sângu Stamar, pentru că am pierdut un punct, să spun așa, chiar în ultimele minute. Una peste alta, cred că un rezultat de egalitate era echitabil la ce s-a jucat astăzi. Ignorând cele două goluri, cu ce au fost mai buni până la urmă? Unde au punctat mai mult ei? Sincer, nu cred că ne-au surprins cu nimic. Cum ți-am zis, a fost un meci de luptă, cu puțină șansă, ei au înscris, cum bine știi, pe final, adică nu ne-au surprins cu absolut nimic. Cum vezi lupta de acum înainte?
Deja v-ați făcut așa ideea asupra adversarii. Într-adevăr, dar e un drum lung, e prima etapă, cu siguranță o să fie și surprize, iar la final sper să ne clasăm în primele patru, să ne îndeplinim obiectivul. Felicitări, iată, după un joc de luptă ați reușit să obțineți toate cele trei puncte. Da, din punctul de vedere vreau să felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru căldura care a fost afară, pentru primele 35 de minute, pentru că ne-am creat foarte multe ocazii, dacă în minutul 35 era undeva la 3-4-0, pentru noi nu zicea nimeni nimic. Ceea ce este important este rezultatul, atitudinea. Suntem o echipă nouă, sunt 4 jucători din lotul de anul trecut, sunt jucători noi, până când se creează omogenitate, până se adaptează la ceea ce vreau să joc eu, mai durează. Dar pe mine mai interesează foarte mult azi punctele. Avem un obiectiv de a prinde play-off-ul, e primul obiectiv. După aceea, prin alte obiective care trebuie să ne îndeplinim. Repet, am găsit o echipă bună, o echipă cu jucători de calitate, cu jucători care au ștate vechi la Liga 2, da, la Liga 1 mă refer și la Gugu. Ceea ce este important, victoria. Victoria ne dă încredere, victoria ne dă plăcerea de a ne antrena și după acest joc jucăm în cupă cu Buzău, un meci greu, am încredere în băieți că putem să facem o surpriză. Cum ți se pare seria? Iată, a fost destul așa de, o mică schimbare pe final. Da, destul de echilibrată, din punctul meu de vedere este mai grea decât anul trecut. Pentru că anul trecut au fost echipe mai slăbuți cotate, mă refer la Izerii și mă refer la Hațic, la Bradu, la Viitor 2, Pandorii Târgu Jiu, pentru că au fost mai copii. Acum e o echipă, e o serie echilibrată. Poate dacă rămânea Buzău era, cred că, cea mai echilibrată serie din toate cele 10. Ceea ce este important, indiferent cum este seria, trebuie să jucăm, să îndeplinim obiectivele care le-am propus noi clubul CSMD. Pentru că tot vorbești de obiective, anul ăsta vă gândiți la promovare mai serios? Și anul trecut ne-am dorit să promovăm, dar din păcate am întâlnit o echipă cu tradiție, o echipă poate cu mai multă organizare. Eu ceea ce am realizat anul trecut cu 12-13 jucători, restul au numai copii de 2005-2006 pe bancă, am fost foarte mulțumit. Am avut un an de zile care n-am pierdut un joc. După un an de zile am pierdut primul joc la Șimian, în minutul 95 sau 96, care din punctul meu de vedere a fost un joc nu bun, foarte bun. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu are rost să mai discut, este important că sunt momente joci când trebuie să joci și contra 14, da? Cum se zice, da? Nu mai contează. Contează foarte mult că la Deva e stabilitate, la Deva se dorește performanță și asta e cel mai important. Nu lasă.